Robor la 3 luni și continuă creșterea pentru a 8-a zi consecutiv. Indicele în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă a crescut astăzi până la valoarea de 8,17% de la 8,15% ieri. Creșterea vine după o perioadă de scădere lentă, apoi de stagnare. Cum se traduce acest nou salt în ratele românilor, dar și cum arată situația pentru românii care au credite luate după mai 2019 în funcție de indicele IRCC, ne explică jurnalistul Digi24, Adina Nănău. Bun găsit! La începutul acestui an, robor la 3 luni era 3,02% pe an. A urmat o creștere continuă timp de 8 luni, indicele atingând în prima parte a lunii august valoarea de 8,14%, adică maximul ultimilor 12 ani. Atunci, mesajul transmis de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a oprit creșterea indicelui și a declanșat o scădere lentă însoțită de perioade lungi de stagnare. Robor la 3 luni a petrecut aproape 2 luni în intervalul 7,9-8%. Ultima majorare a dobânzii cheie de către Banca Centrală pe 5 octombrie a declanșat o nouă creștere a robor. Atunci, indicele era la valoarea de 7,92%, apoi a urmat creșteri zilnice. Valoarea robor de astăzi, de 8,17% pe an, nu a mai fost atinsă de la începutul lunii august. Dar să vedem exact ce înseamnă aceste majorări în ratele celor aproape 450.000 de români care au credite dependente de acest indice. Dacă ne uităm doar la evoluția din acest an, observăm că în 10 luni indicele a crescut cu aproape 170%. Pentru un român cu un credit de 250.000 de lei luat pe o perioadă de 30 de ani, asta a însemnat o creștere a ratei cu aproape 900 de lei de la începutul anului și până acum. Rate mai mari plătesc din octombrie și cei care au credite ipotecare cu dobândă variabilă corelată la IRCC. Indicele folosit la creditele luate după mai 2019 a crescut de la 2,65% la 4,06%. Astfel că, pentru același credit de 250.000 de lei luat pe o perioadă de 30 de ani, rata s-a majorat de la începutul lunii cu aproape 250 de lei. Vedem, a crescut de la 1.523 de lei la 1.758 de lei. Dar adevăratul șoc pentru românii care au credite legate de acest indice va fi resimțit de la anul, când rata va crește cu peste o treime. Estimările specialiștilor sunt acelea că IRCC se va apropia de 6% de la 1 ianuarie. Și asta pentru că indicele este actualizat trimestrial în funcție de tranzacțiile dintre bănci făcute în urmă cu 6 luni. În aceste situații, specialiștii le recomandă românilor refinanțarea creditelor dependente de acest indice și optarea pentru un împrumut cu dobândă fixă și implicit rată fixă. Adina, mulțumesc. Discutăm în continuare despre subiect cu doamna Irina Chițu, analist financiar în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru această intervenție. Bună ziua și bine v-am regăsit. Cred că întrebarea tuturor românilor care au credite în aceste momente, care depind și de robor și de IRCC, este cât vor mai crește ratele? Din păcate, vor mai crește. La IRCC știm sigur că va crește, de exemplu, la 5,7 de la 1 ianuarie, se va duce și mai mult pentru că a crescut dobânda cheie între timp și va lua în considerare toate aceste creșteri din această perioadă, din ultimul trimestru, dar și robor va continua să crească, pentru că acești indici, această dobândă, de fapt, dobânda este costul banilor și banii au devenit mai scumpi. Avem o inflație ridicată care nu dă semne să se oprească și atunci și dobânzile vor urma acest trend crescător. De aceea fiecare trebuie să facă ceva pentru propriul credit, să nu stea cu mâinile în sân, pentru că nu vedem semne că anul viitor va fi mai bine sau poate chiar peste 2 ani. Deci vedem cum totul are efect de bumerang, pentru că BNR ia anumite decizii pentru a încetini inflația. Doar că toate aceste decizii se regăsesc mai apoi în ratele pe care românii le plătesc. Cumva BNR ia dintr-o parte și adaugă în altă parte. BNR-ul are această armă de a lupta împotriva inflației, inflației pe care o controlează, pentru că prețurile, de exemplu, la gaze, la energie, la combustibil, nu le poate controla. Dar măcar poate să crească dobânzile ca să reducă consumul și să crească economisirea, pentru că vedem că și dobânzile la depozite cresc.
doar așa putem, se poate contracara creșterea această galopantă a inflației. Dar, într-adevăr, cei care au aceste credite dependente de indici care cresc, deci dobânzi variabile, trebuie să facă ceva. Și prima soluție este să se ducă, să vorbească cu propria bancă și să vadă ce soluție găsește împreună cu banca la propriul credit, pentru că fiecare este la un anumit stadiu de plată la creditul respectiv. Poate l-are foarte vechi, poate l-are mai nou, poate sau fiecare are propriile situații personale care contează. Între timp poate s-au redus salariile sau poate n-au crescut deloc, dar uite, i-au crescut cheltuielile foarte mult la celelalte utilități sau alimente și așa mai departe și devine și rata o povară, chiar dacă poate nu este atât de mare în momentul acesta. Deci trebuie să facă ceva pentru a-și optimiza creditele. Dacă nu pot direct cu banca, atunci să apeleze la Centrul de Soluționare Alternativă a Liticilor în domeniul bancar, pentru că este gratuit. Pe CSALB.ro, un conciliator negociază pentru ei cea mai bună soluție. Și am văzut că foarte mulți români au luat decizia să înlocuiască indicele ROBOR cu IRCC-ul și acum își fac griji și își pun întrebarea dacă IRCC-ul va depăși ROBOR-ul. Va depăși ROBOR-ul doar dacă dobânzile vor începe să scadă. Ori nu se văd semne prea apropiate să scadă. Deci au o perioadă, dacă au făcut de acum poate un an, această trecere a fost soluția ideală, nici acum nu este târziu, pentru că vedem diferență de la simplu la dublu, adică de la 4% la 8%, 4% IRCC, 8% ROBOR. Acestea vor crește în continuare și IRCC-ul va crește în continuare, pentru că ea este strict dependentă de această dobândă cheie. Dar ROBOR-ul în sine este o cotație, iar IRCC-ul este o medie a unor tranzacții, adică cu cât s-au împrumutat efectiv băncile între ele, ori dacă scad dobânzile la aceste cotații, se vor împrumuta la aceste dobânzi mai mici băncile și vor face IRCC-ul. Deci este un indicator mult mai bun, dar cea mai bună soluție este dobânda fixă, pentru că aceea te scapă de aceste creșteri viitoare de dobânzi și încă sunt dobânzi fixe la bănci de 6-7%, deci sub indicii bancari, sub ROBOR cu siguranță de mult timp și va fi și sub IRCC de la ANA. Mulțumesc foarte mult, deci, doamna Irina Chițu. Vă rog. Da, acesta voiam să adaug, refinanțarea cu dobândă fixă și să facă simulări la propria bancă, în primul rând, pentru a nu avea costuri suplimentare, dacă nu, la alte bănci. Și am văzut și ultimele date, în primele 8 luni ale anului s-au făcut peste 57.000 de refinanțări la alte bănci, deci ceea ce înseamnă că mulți dintre români au început să-și optimizeze creditele, ceea ce este foarte bine. Mulțumesc pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mare drag!